Timp de 4 zile, sălășenii vor avea oportunitatea să achiziționeze mobilier de calitate la prețuri fără concurență de la producători locali în cadrul târgului Expo Casa. Aflată la cea de-a 24-a ediție, expoziția de mobilier Expo Casa a devenit o tradiție a bunului gust pentru sălășeni. Joi, târgul Expo Casa și-a deschis porțile pentru cea de-a 24-a oară. Organizată la Casa de Cultură Municipală Zalău, expoziția pune la dispoziția sălășenilor o gamă variată de mobilier pentru toate gusturile. Această ediție reprezentând, potrivit organizatorilor, o vitrină care a combinat întotdeauna afacerile cu cultura, formând astfel istoria designului și amenajărilor interioare ieri, azi și mâine. O platformă globală de cea mai bună calitate cu accent pe inovații. O gamă de produse care combină calitatea și tehnologia, modelate de creativitatea companiilor, lideri locali, care practică dezvoltarea afacerilor lor, investind în produse inovatoare și în mobilier pentru casă în fiecare an. În cadrul acestui eveniment, 7 producători locali își prezintă oferta de mobilier. Astfel, companii din Zalău, Crasna, Crișeni și Șimleu Silvaniei expun piese de mobilier care sunt în măsură să răspundă exigențelor celui mai pretențios public. Avem stil de mobilă, cu diferite culori, exact cum se vede pe cireș, pe crem, pe alb, pe stejar, mobilă modernă și... Vă așteptăm cu drag să participați, să veniți la Expo Casă. Companie producătoare de mobilă, care își are sediu în localitatea Crișeni. Noi producem o gamă variată de mobilier, începând de la dormitoare, bucătării, sufragerii. Mai avem pe lângă acestea colțare de bucătărie, colțare de cameră și canapele. Suntem onorați să participăm și la această ediție, deoarece considerăm că este oportun, o posibilitate de a ne promova și de a ne face mai cunoscuți pe piață. Noi ne bazăm mai mult pe sortimentație ca să avem cele mai multe modele, începând de la paturi franțuzești duble cu saltea, cu canapele, biblioteci, dormitoare, scaune. Deci sortimentația. Suntem de la Crasna și în fiecare an încercăm să venim ca să arătăm și în Zalău produsele noastre și când le doriți, atunci se poate veni la cumpărături. Ne puteți găsi pe strada Sărmaș, mai ne puteți găsi și în alte locații, de exemplu Cluj-Napoca sau în Turda. Am observat că în cadrul acestei expoziții prezentați un mobilier foarte colorat. Se poartă culorile vara asta? Da, se poartă culorile vii, turcoaz, roz, roșu, verde. De ce ați recomanda sălăjenilor să își împodobească o casă cu culori atât de vii? De ce este mai bine decât să optăm pentru clasicul mobilier alb negru sau gri? Pentru o mai bună ambianță a încăperii, pentru a degaja o căldură, pentru a te simți adică ca și cum ai trăi natură, adică căldura soarelui galben, turcoaz, verde, care reprezintă iarba, albastru, care reprezintă soarele. Potrivit directorului executiv al Camerei de Comerț și Industrie Sălaș, Paul Morar, târgul Expo Casa va fi deschis de la 10 la 18, începând de joi până duminică. Este un eveniment care este la 24-a ediție, pe care noi, Camera de Comerț și Industrie Sălaș, îl organizăm în parteneriat cu Primăria Municipiului Zalău și vreau să le mulțumesc încă o dată pe acest canal de transmitere a informațiilor, acest lucru și în mod special domnului primar Ionel Ciun pentru tot sprijinul care ne l-a acordat în organizarea acestui eveniment. La această ediție participă 8 firme, sunt lideri locali în ceea ce privește partea de comerț, dar și partea de producție a mobilierului.
Târgul Expo Casa a fost organizat de Camera de Comerț și Industrie Sălaj în colaborare cu Primăria Municipiului Zalău. La ceremonia de inaugurare au participat viceprimarul Teodor Bălăjel și subprefectul Veg Alexandru, care au mulțumit participanților și au declarat că susținerea producătorilor locali este un obiectiv esențial al administrației locale și contribuie la dezvoltarea economică a regiunii.